pot să spun că a fost un an pozitiv, bun, în general. Am avut multe proiecte în derulare, numai că semnând contractele de finanțare, acestea sunt un succes. Ne-am lovit foarte mult de proceduri în ceea ce privește achiziționarea și contractarea lucrărilor, pentru că au fost două, să zic așa, două impedimente majore. În primul rând că aceste proiecte a trebuit să suporte toate procedurile care sunt de foarte multă durată în ceea ce privește licitația și între timp s-au modificat mai multe reguli, adică s-au mărit salariile, s-au scumpit materialele și o parte din proiecte n-au mai fost atractive, nu s-a prezentat nimeni la licitație și a trebuit să le reluăm din nou. Vă refer la două proiecte importante. Este un proiect pe PNDL 2, un proiect de asfaltare a 6 km de drumuri și la o grădiniță pe fonduri europene, care am avut o scoasă în licitație, nu s-a prezentat, am reactualizat proiectul pe bani neeligibili din bugetul local și acum este în avizare la AFIR, urmând să fie scoasă la licitație, pentru că nu s-a prezentat nimeni la acest proiect. Bani ar fi, proiecte sunt, ne-am mișcat, avem în lucru și proiecte pe fonduri europene, vreo 3 proiecte în derulare, avem un dotare de cămin cultural, avem o modernizare de cămin cultural, avem pe GAL o achiziție de mașină de gunoi pentru serviciul de salubritate și grădinița asta cu program prelungit, o grădiniță foarte frumoasă, un proiect util pentru comuna noastră și mai avem în derulare o grădiniță pe fonduri interne de la Ministerul Educației, care am început executarea lucrării, este o anumită fază s-a întrerupt din cauza timpului defavorabil. Păi avem aici la Albești, o să fie o grădiniță cu 3 săli de clasă, care vor beneficia în jur de 60-70 de copii. Și cealaltă, o grădiniță cu program prelungit la Cotuvăi, unde vor merge două sate, Cotuvăi și Vârtop, și în jur de vreo 100 de copii o să fie. Avem de asemenea o școală nouă. Am construit o școală nouă în satul Cotuvăi și avem încă una depusă pe POR, care a trecut de faza de vizită în teren și așteptăm să semnăm contractul de finanțare. Școala nouă e construită cu bani pe fonduri europene, școala nouă, pentru că școala actuală este de peste 100 de ani și nu mai corespunde cerințelor actuale, plus faptul că în această școală noi vom aduce copiii din 3 sate. Valoarea la școala nouă este una destul de mare, pentru că este o școală modernă și trece de 1 milion de euro. 1 milion și ceva de euro. Sunt multe, multe lucruri de făcut în comună, pentru că această comună este o comună destul de grea. Este o comună cu 5 sate, cu distanțe foarte mari între centrul de comună și celelalte sate și cu o rețea de drumuri foarte, foarte mare. Și, din păcate, avem drumuri județene care leagă aceste sate de comună, care sunt, la ora actuală, impracticabile. Mă refer la drumul de la Coroana, ca Albești, care are 7-8 km. Și noi ne chinuim să aducem copiii de la școală de 3 ori pe zi cu microbuzul pe aceste drumuri. Vara e mai ușor pentru că venim pe drumurile de exploatație agricolă. Dar acum trebuie să mergem pe acest drum și chiar e un necaz foarte mare pentru noi. Și mai avem și drumul județean de la Arsa, tot așa vreo 2 km, care face legătura cu celălalt asfaltat. Avem toate promisiunile că în anul următor se vor apuca, am înțeles, i-am adus aici pe președintele Consiliului Județean, i-am adus pe mai mulți cei de la Regia de Drumuri. Problema lor a fost că nu au la momentul de față cadastrare și întaburare pe drumuri și a durat un pic să facă această treabă, pentru că niciun proiect nu poate fi derulat pornind de la actul de proprietate. Proiectul prioritar pentru noi acum este să încercăm să aducem gaz în comună. Pentru că conducta care pleacă de la Negru Vodă spre Mangalia trece prin spatele comunei noastre. Am făcut studiul de fezabilitate, vom încerca să luăm toate avizele. Apă avem în toate satele. Acum există un proiect de schimbare a unor conducte și aducerea apei de la Megidia.
Canalizare nu avem. O să suntem împrinși în programul Raja și ei se vor ocupa de această problemă. De asemenea, avem activități sportive importante, avem un club de sport cu personalitate juridică în care avem grupe de copii, două, trei grupe de copii, juniori, seniori și sală de sport, teren de sport făcut, amenajat cu fonduri guvernamentale și parte din la noi, dar avem condiții cât de cât. Cel mai rău stăm la infrastructura, ceea ce înseamnă drumurile și canalizarea care este obligatorie. Dorințele sunt mari. Mi-aș dori ca toate proiectele pe care le avem semnate să se înceapă. Și avem 10 km de drumuri, două grădinițe, cămin cultural, gazul. Cam astea ar fi în 2019. Căminul cultural din Bârtop este undeva la 200.000 de euro. Celălalt de la reabilitarea căminului de la... Am propus două variante noi acum, că e un cămin foarte vechi și mare și dacă costurile pentru reabilitarea lui depășesc costurile unui cămin nou, am propus și varianta asta la Compania Națională de Investiții. Dar ar fi undeva la 500-600.000 de euro cu un cămin nou și la celălalt cred că e mult mai mult pentru că e mare, foarte mare. Și acolo s-ar putea face și o sală mică pentru o școală și, mă rog, sperăm să avem un an mai bun în ceea ce privește clarificarea anumitor proceduri și o să insist pe treaba asta și am și vorbit la Asociația Comunelor să simplificăm un pic legislația asta, adică în legea veche a achizițiilor publice ne permitea să eliminăm pe unul cu ofertă neserioasă. Chiar ne permitea să eliminăm extremele. Ori acum poate să vină unul cu 20% din proiect. Nu se poate. Nu se poate să-ți facă. Și din cauza asta au plecat și foarte mulți oameni afară. Firmele acum nu prea mai găsesc oameni la lucru și e greu să-și asume niște termene foarte clare.